Bună seara! Femeile puternice nu trăiesc după anumite reguli. Ceea ce le leagă este faptul că ele singure decid cum să-și trăiască viața și fac pentru asta tot ce este posibil. Ele se dedică fiecărui moment al vieții, fie el dureros, victorios sau incredibil. Nu sunt bare de oțel care nu pot fi rupte. Ele cad și se ridică de sute de ori, mai des decât oamenii slabi, care stau în umbră și le judecă. Cu o femeie puternică am onoarea să vorbesc astăzi, Natalia Morar. Vreau să-ți mulțumesc că ai venit. Salutare, Tatiana. Salutare. N-a fost greu, totuși suntem colegi și chiar mă bucur că suntem colegi deja oficial. Trebuie să-ți mărturisesc că de când lucrezi aici, aproximativ o lună de zile, te văd mai tot timpul, dar nu mai tot timpul, întotdeauna prinsă în diferite activități și n-a fost zi în care să nu mă întreb unde o femeie poate să reușească să facă atât de multe lucruri. Nu e epuizant? Eu nu cred că este vorba de a fi o femeie sau un bărbat. Oamenii activi de obicei reușesc mai multe, pentru că asta este viteza după care ei trăiesc. Viteza mea de viață este mult mai rapidă decât cea obișnuită și mulți prieteni de mie asta observă. Așa sunt eu, întotdeauna am fost. Asta este stilul tău de viață? Da. Sindromul de hiperactivitate. Unii chiar încearcă să-l licuiască, eu am decis să-l asum și să trăiesc cu el în viață, toată viața. Am zis în intro despre femei puternice. Nu sunt de acord cu tine în partea care ține de ele singure decid cum își trăiesc viața. De foarte multe ori viața decide pentru noi, doar că femeile puternice știu să facă față la aceste lucruri. Bine, ele știu să facă față, poate nu neapărat pe interiorul său, ei nu permit lumii din jur să observe cât de dureroase sunt anumite schimbări. Ele ridică capul sus și merg înainte. Da, mă referem la faptul că nu trăiți după anumite standarde sau după anumite limitări care uneori te impun să trăiești. Tu trăiești viața așa cum vrei tu să ți-o trăiești. Eu, apropo, nu mă consider deloc femeie puternică, cu toate că des aud asta. Toți te consider, în special politicienii. Da, știu, da. Mie des îmi spun că eu sunt un fel de tank. Sau locomotiv. Femeia de fier a Moldovei. Oficial de deja America. Am și certificat, am titan în mine de anul trecut. Dar asta nu este despre puterea femeii. Asta este despre încrederea omului că ceea ce el face este corect, cel puțin pentru el. Și atunci când tu crezi, asta îți dă putere. Atunci când cazi, atunci când nu știi cum să deschizi ochii și să ieși din casă, când afară plouă, dar tu mai ai de făcut întâlniri, rapoarte, chestii, cumva, nu știu, ai o lumină în interior sau ai așa o putere care îți dă forță și gata. Eu nu știu dacă asta e putere. Asta e felul meu de a fi. Și mă gândesc, tu ani la rând, deja de aproape 10 ani, la aceeași oră aproximativ, 9 sau 9:30 seara, ești în direct în fața oamenilor, fără nicio zi lipsă, bine, evitând acele pauze sau... Să vedem acum, am vinerea liberă, dar și ele sunt încărcate. Da. Cum e să fii în direct? Să știi că, uite, viața ta este peste acea oră. În acea oră, orice nu s-ar întâmpla, orice... s-ar întâmpla cu tine, ai fi bolnavă, răcită, ai avea dispoziție, ești în depresie sau ai un alt eveniment la care trebuie să mergi. Tu trebuie să fii în direct în fața oamenilor. Cum e să depinzi? Nu, asta e partea lucrurilor pe care noi o facem, lucrul de jurnalist. La ora 9 sau la 9:30, mie nu-mi place să spun îmbraci mască, pentru că eu sunt absolut naturală și adevărat în emisiunea. Unica chestie care pe mine mă deosebește în emisiune, că eu sunt nevoită despre politică să vorbesc cenzurat. Adică de obicei când despre politică moldovenească vorbești așa, liber, la bucătărie, cu prietenii, doar cuvinte necenzurate îți vin. Așa e. Eu ți-am minte odată o seară în care cu 5 minute înainte de emisie directă am aflat că o prietenă de-a mea și-a pierdut copilul. Pe nimeni nu interesa asta. Eu trebuia să ies în emisie directă pentru că era ori Vladimir Voronin invitat, ori cine. Și... Deci asta este partea lucrului. Iată, nu știu. Medicii când încep să facă operația, pe cine îl interesează că el ieri sau alaltă ieri a avut o tragedie în familie? Nimeni. El trebuie să salveze vieți. Eu înțeleg că nu este o comparație potrivită, dar așa e, să-ți respecti lucrul pe care tu îl faci. Dacă tu îl respecti, tu atunci sacrifici restul atunci când e nevoie să fii profesionist în ceea ce faci.
Așa m-a învățat mama. Așa te-a învățat mama, da. Ta. Să fii profesionist. Nu, să faci totul la cel mai înalt nivel. Nu, să faci totul așa încât să nu-ți fii rușine față de sine însuți. Uh-huh. Nu e vorba de alții, e vorba de tine întotdeauna. Da. Ea pe mine așa m-a învățat. Ea îmi spunea că tu o faci nu pentru alții, dar pentru tine, ca să trăiești în armonie cu tine. Și în demnitate. Da, absolut. De ce ea întotdeauna a fost demnă, dar săracă? Pentru că demnitatea la noi în societatea noastră este des pedepsită, dar eu cred și în timpuri mai bune pentru oameni ca ea și fac tot posibil pentru asta. În emisiunile tale rar ne este dat să vedem că zâmbești. Cum este cealaltă Natalia Morari, femeia Natalia Morari? Eu râd foarte mult, foarte mult, da. Eu sunt de asta care râde. Poți și să mă înnervez. Cineva, eu cred că pune la îndoială asta acum. Nu, dar eu serios, eu râd foarte mult. Eu sunt de asta, hezlie. Doar că foarte puțin timp îmi rămâne pentru viața mea, cea pe care o pot trăi așa cum eu mi-aș fi dorit în afara lucrului. Asta și voiam să vorbesc despre aparențe. Poate multă lume vede că ești teama politicienilor, că apar mereu pe sticlă, la evenimente, duci aparență o viață perfectă, ai atins apogeul succesului, totuși lucrurile nu stau așa cum pare. Eu de când, eu probabil înainte de a ajunge la televiziune gândeam la fel, dar acum, după 9 ani de televiziune, pot să spun că nimic nu este așa cum arată. Absolut nimic nu este așa cum arată. Deci, viața nu este roz la televizor. Absolut, absolut. Și taman că noi nu ne putem permite libertatea de a ne trăi frustrările, durerile, așa cum alții își permit să o facă. Pur și simplu, le este greu, ei se închid și dispar pe perioadă și revin deja mai puternici. Noi în continuare trebuie să ieșim în emisie și să zâmbim zilnic. Cu toate că trecem prin ceva ce te depășește. Deci televiziunea chiar nu este așa cum ea arată. De cum arată o zi din viața ta? La ce oră te trezești? Nu, astăzi am avut un mic dejun de lucru. Apoi o întâlnire la UN Women. Apoi am planificat interviul cu președintele țării pe care îl filmăm mâine. Am ales locația, am ajuns repede aici, după această două ședințe, încă trei întâlniri, și undeva după 7 încep să mă pregătesc de emisiune. Și așa zilnic. Și mai trebuie descris încă rapoarte. Dar când ajungi acasă, ce faci? Momentul pe care eu urăsc acum cel mai mult, asta se numește rapoarte. Rapoarte. Văd că mereu scrii ceva, scrii scrisori, rapoarte. Care omoară creativitate. Te epuizează și omoară orice creativitate și eu sper că presa liberă din Republica Moldova să ajungă în vremuri în care noi ne vom ocupa anume de creație, dar nu de luptă pentru supraviețuire. Absolut. Dar, eu cu mai mult mă ocup cu luptă pentru supraviețuire, de ce mai puțin timp rămâne pentru a zâmbi și a râde. Dar zâmbesc, cred. Iată, sâmbătă am fost cu prietenii în Cernobâl. Foarte mult am râs acolo. Nu, bine, eu glumesc. N-am râs, dar a fost... Deci eu îmi permit uneori să mă rup. Deci așa o mică escapadă, da, din viața asta, uh-huh, politică. Exact. Seara când ajungi acasă, la ce oră ajungi? La 11? Depinde, eu des pot să am și întâlniri după lucru. Ce fel de întâlniri? De lucru, de obicei. De lucru? De lucru, da, atât da. Atât de târzi? Da, știi, după ce începi să trăiești după așa un grafic, îți dai seama că există mulți oameni care trăiesc după un asemenea grafic. Nu toți se culcă la ora 9. Nu toți vin acasă la 6, iau cina și sunt la televizor. Îndeoseb de că este vorba despre sfera asta a politicului, experți, societate civilă, donatori. Deci asta este o întâlnire la ora 11 seara, este ceva absolut normal. Fără niciun fel de context de asta. Dar după o zi deci, cel mai devreme eu ajung acasă pe la 11:20, 11:30 seara. Și ce faci? Obligatoriu baie fierbinte. Eu mă spăl de toată energia negativă. Obligatoriu. Și un pahar de vin? Da, sigur. Prins la nu în fiecare zi. Acum mă privește mama. Nu, mama, nu în fiecare zi. Ceai verde. Cu rumăniță. Și dimineața cafea. Da, obligatoriu, de mai multe ori. De vreo 3-4. Așa, atât de mult? Da. Bine, nu deodată, dar da, pe parcursul zilei. Eu vreo 3-4 cafele iau.
Ce te face fericită pe tine? Faptul că ceea ce eu fac îi face pe oamenii să se simtă mai bine. Fie asta cei apropiați sau la un nivel mai larg. Dar asta uneori te face pe tine nefericită. Este adevărat? E un fel de sacrificiu uneori? Sacrifici intimitatea, viața privată. Da, eu m-am învățat deja. Eu glumesc, știi, asta e o metodă de a mă proteja. Eu mă gândesc că eu nu știu care, ce bărbat trebuie să fie, care bărbat în Republica Moldova acum ar putea să iasă cu mine la un date, pentru că el știe că obligatoriu, probabil, va fi acolo cineva de la SIS care ne va filma, sau dacă îmi va trimite un mesaj SMS, la sigur numărul lui va începe să fie monitorizat. Asta este viața adevărată pe care eu o trăiesc, eu asta știu. Eu de câțiva ani în urmă am stat, câțiva ani în urmă m-am oprit, m-am gândit dacă eu sunt gata să trăiesc cu asta mai departe. Pentru că alegerea este una foarte simplă, tu ori renunți să faci ceea ce tu faci, ori continui, dar ori deja... Ori trăiești limitat. Da. Limitată fiind de situația personală. Și eu înțelegeam că inclusiv pentru că eu să renunț, tot asta se face, pentru că asta este presiune psihologică. Și eu am decis că voi trăi cu asta mai departe. De ce eu uneori, ca să mă simt bine, eu trebuie să plec din țară, pentru că doar acolo eu I feel safe. Să găsești liniștea. Da, absolut. Știi cum, după ce ai văzut cum pe tine te-au filmat inclusiv la tine acasă, și eu asta am văzut, tu nu te simți safe nici măcar la tine acasă în Republica. Asta vreau să te întreb. În 2016 tu ai făcut un anunț, îl țin minte și acum că am citit pe pagina ta, că urmează să... Cineva îți pregătește o bombă mediatică, să zicem așa. Nu o bombă, eu am spus direct că am fost șantajată cu un sex tape. Nu, da. Eu chiar... Nu, asta e ce zici tu, că ai fost filmată la tine acasă? Nu, două momente diferite. 2016, în general, a fost un an foarte greu pentru noi, de atunci TV7, pentru mine personal, pentru apropiații mei, pentru că au început presiuni foarte mari, foarte mari. Pentru că misiunile mele erau foarte privite pe fundalul protestelor, avea o audiență foarte mare și cineva, nu știm cine, a decis că trebuie depus capăt acest lucru. Din tâi eu am mers pe chestii de șantaj, foarte simplu, de arătat un video sau ceva ce pe tine te va discredita. Eu foarte rapid am luat decizie, eu am venit acasă, mie mi s-a spus despre asta înainte de misiune, eu am venit acasă, eu... Ce ai simțit atunci când știi că cineva, că toată țara, dar nu toată țara, că nu toți aleg să vadă astfel de lucruri? Nu este plăcut când cineva se bagă în chiloții tăi, pentru că totuși chiloții mei sunt ai mei, hai să zicem așa. Eu chiar dacă pot să nu iubesc pe foarte mulți politicieni care vin la mine în misiune, eu totuși cred că chiloții lor sunt chiloții lor, la fel ca și ai mei sunt ai mei. Asta nu este plăcut, dar eu atunci cumva intuitiv am înțeles că cea mai bună armă de protejare este de a face asta public și eu am scris un mesaj pe Facebook care dimineața a devenit cel mai viral, deci lumea, eu nu m-am așteptat la așa un val de susținere și probabil asta e făcut să se răzgândească, dar a doua oară în 2016 a fost după o serie de emisiuni de mele despre spălarea banilor prin sistemul nostru bancar și furtul miliardului. Mie, atunci mi s-a transmis concomitent și din Procuratura Generală și din SIS, dar și Mihail Goffman într-o misiune de-a mea a spus că el are informația, că mie mi se pregătește ceva. Mie atunci mi-a spus să fiu foarte atentă cu tot, inclusiv documentele, tot ce eu semnez, tot ce eu, absolut tot. Dar doar că eu nu știam că se va alege să se lovească o persoană foarte apropiată mie. Pentru că dacă te uiți la mine, cu ce poți să mă lovești? Eu am o mică afacere cu care mă mândresc și eu niciodată n-am ascuns-o, care este în chirie, deci asta nu este proprietatea. Eu n-am nici măcar mașină sau apartament, deci tot ce eu am precopsit, asta este numele meu, lucrul pe care îl iubesc și cafeneaua care îmi dă un fel de, nu știu, seara eu pot să vin acolo și să-mi petrec timpul cu prietenii când am acest timp. Și ei au înțeles că nu prea au cu ce să mă lovească și au ales o persoană dragă și au lovit în ea. Și atunci a fost dată comanda de pornit dosar penal. Eu încă nu știam la acel moment despre asta. Mai greu a fost anul trecut, când mie mi s-a spus după deja, după arest, peste 3 zile, mie mi s-a spus deschis în față că acum procesul depinde de 2 factori. Televiziune per general și tu personal.
Noi înțelegem că relansarea postului nu mai poate fi oprită, deci condiția este să nu, mai, să nu te mai întorci. Putem zice numele acelei persoane dragi? Este vorba, despre Kiril Lucinski. Și mie s-a spus că eu trebuie să... Nu, cum? Asta nu se... Ție nu ți se spune asta așa. Acum te-ai așezat, ai așezat și ai ales. Felul cum îi transmit mesajul este unul de asta... Că tu înțelegi că unica soluție de a-l scăpa pe om de pușcărie este... Același lucru e să transmis omului, că tot ce este asta un fel de mestie, un fel de răspată, pentru că i s-a propus de câteva ori să vândă postul. Deci ei au început cu binișorul de întâi. Dacă nu se merge cu binișorul, se ajunge la dosare. La... Deci eu cred că asta este un lucru cunoscut foarte bine în toată țara. Cum e să sacrifici tot ce ai mai bărbatul iubit? Eu până acum nu cred că asta este... Acum noi suntem la o etapă așa mai complicată, să zicem, pentru că eu totuși am ales să continuu să fac ceea ce fac. Eu credeam că astfel eu îl voi ajuta. Pentru că tot ce mi-mi rămâne, asta este, nu știu, acces la oameni care pe mine mă cred. Și dacă eu aș fi renunțat la asta, eu cred că într-o lună, două, ei ar fi venit după mine și inventau orice prostie, nu știu. Droguri, spioancă, orice. Deci, eu cred în acea perioadă, stresul ăsta dus la extrem, ți-a provocat și o depresie. Da, a fost. Și cum e? E greu. Fără specialiști nu te descurci. Nu ieși, absolut. Arăta... Cea mai mare greșeală de mea a fost... Că nu recunoșteai că ai depresie? Sau că încercai să te ascunzi? Nu, că eu mult timp ascundeam asta de la oameni apropiați. Și atunci când ai înțeles că ai o problemă, a fost greu să recunoști că ai o problemă și că ai nevoie de ajutorul unui specialist? Mie mi este greu să vorbesc despre asta. Atenție. Eu nu m-am așteptat, scuze-mă. Noi... Toți mai plângem uneori. Bine, uneori să plângi. Eu știu, și asta este o terapie. Asta deja mi-a spus specialistul. Eu știu. Totuși tu ai avut putere și ai ieșit din starea aceea. Acum și mă vâlineștim. Cel mai strașnic este să crezi că tu poți să treci prin asta singură. Și nu este așa. Și cine a fost alături de tine? Până la urmă, până și medici. Și medici. Până și medici, da. Eu am avut parte de un medic foarte bun, la care pur și simplu m-am adresat și am spus că cu mine ceva se întâmplă și eu nu știu cum asta se opresc. Starea a ajuns la așa o etapă când eu vomitam zilnic. Eu mă trezeam noapte. Asta era psihosomatică în mine. Și deci dacă asta este sfatul meu pentru mai multe femei. În niciun caz să nu creadă că pot trece peste asta așa, va trece singur. Nu trece. Și dacă la un moment dat nu dai de specialist, tu riști să strici toată viața. Și eu am avut putere să... Ai avut curajul. Și ai renăscut. Da, absolut. Absolut. Natalia, eu sunt convins. Ești o femeie foarte puternică. Vezi că multe și eu mai plâng. Asta este normal, apropo. Asta este normal pentru că inclusiv psihologul cu care eu am lucrat, mie mi-a explicat că problema mea cea mai mare este că eu nu-mi dau voie să-mi trăiesc, să vorbesc despre fricile mele sau despre frustrările mele, să-mi trăiesc emoțiile. Eu atât de tare sunt... Autocritică. Dar nu e vorba despre autocritică. Tu când ai pe umerii tăi o responsabilitate mult mai mare decât îți puteai imagina chiar și cu un an înainte, pentru că asta nu mai este despre salariul tău sau jobul tău, asta e vorba despre oamenii
Dragi ție. Da, nu numai, și... nu numai, inclusiv televiziunea. E vorba de 60 de oameni care au familie, care, pe care nu interesează că tu ai intrat în depresie, tu trebuie să dai raport la timp și multe, multe alte chestii. Și asta e peste... Și așa e la toate, la toate nivelurile. Dar este important în asemenea clipe să înțelegi că tu trebuie să-ți permiți să fii slab. Ba mai mult, trebuie să-ți permiți să vii la cei dragi sau specialiști și să spui că eu am nevoie de ajutorul tău. Cea mai mare greșeală mea a fost că eu întotdeauna eu mă descurc singură. Eu fac singură, eu mă descurc, nu trebuie. Deci asta a fost inclusiv la, chestii, la nivel de chestii primitive, gen hai că cineva spune, hai că te ajut. Nu, 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 mersi mult. Și eu tot mă încărcam și mă încărcam și mă încărcam și... Și până la urmă, eu cred că inclusiv operația mea la coloană vertebrală de anul trecut, în septembrie, asta a fost un fel de rezultat, dacă vorbim despre psihosomatică, asta a fost un fel de rezultat că eu așa de tare m-am încărcat de... Dar doar că eu mi-am scos această piele veche și acum cred. Acum ți-ai învățat lecția. Uh-huh. Absolut. Cer mai ușor ajutorul. Absolut, absolut. Eu chiar spun că eu am nevoie de ajutor. Sau eu chiar spun că eu pe mine asta mă depășește. Eu nu mă descurc. Ajutați-mă. Eu am nevoie. Absolut. Da. Și asta e normal. Și asta e normal să arăți oamenilor că ești slab. Știu că nu-ți plac bârfele, nimănui nu-i plac. Dar care a fost acel punct culminant, care bârfa aceea care te-a deranjat foarte, foarte tare, care a intrat așa încălțăminte în sufletul tău? Prima dată pe mine m-au făcut... prima dată pe mine m-au făcut amantă a unui cunoscut pe atunci consultant politic din Federația Rusă, Stanislav Bilkovski. Asta după ce eu am fost expulzată din Federația Rusă. Și eu am citit o știre despre, da, diferența între noi era mai nu de 30 de ani, dacă nu mai mult. Și în primul rând pe mine așa de tare m-a deranjat faptul că eu în viața mea nu m-aș fi uitat la așa un bărbat. Eu îl respect ca și expert, dar dacă ca bărbat. Și, dacă bărbat, nu. Never ever. Și eu atunci am citit această... N-a fost bârfă asta, a fost un articol, deci unde cineva încerca să explice de ce morari și cum a fost expulzat. Nu, prostii. Eu atunci prima dată m-am gândit, oh my God, asta... Eu aveam îmi pare că deja 24 de ani, eu prinisem 24 de ani. Și eu atunci m-am gândit că dacă asemenea minciuni se pot scrie despre tine, înseamnă că e posibil orice. Mie, apropo, în perioada aceea, șefa mea, Evgeni Albaț, mi-a interzis să citesc orice pe internet despre mine. Eu chiar am avut parte de vreo 3 săptămâni de embargo total. Deci eu nu știam ce să scrie despre mine și abia după ce am început să revin încetul cu încetul pe online, am văzut inclusiv asemenea prostii. Nu că m-a durut, asta a fost prima mea lecție după care eu am încetat să mai reacționez la bârfe. Știi cum spunea Coco Chanel și mie îmi place regula ei? Pe mine nu mă interesează ce vă gândiți despre mine. Eu la voi, în general, nu mă gândesc. Deci, dacă cineva stă și răspândește bârfe despre mine, înseamnă că eu fac ceva corect. Înseamnă că din fizică eu am învățat. Ești un om important. Reacția vizăvaie contrareacție. Deci, exact. Și dacă ei compun fel de fel de bârfe, înseamnă că eu sunt pe calea corectă. Da. Lumea a știut cumva că ai o relație cu Kiril Lucinski, totuși, niciodată, nimeni, absolut, nu te-a văzut la braț cu un bărbat public, așa, în public. Eu nu pot spune că noi ne ascundeam, noi ieșeam, dar pentru mine viața mea personală este viața mea personală și, în general, chestia cu bărbat. Eu înțeleg că ceea ce eu fac și cu ce mă ocup ar putea fi... Trezește interes. Indeosebi, acum ar putea fi inclusiv și un risc pentru cei apropiați mie. Doi, eu chiar vreau să păstrez. Eu suficient de mult comunic cu publicul meu zilnic în emisie directă. Eu chiar aș vrea o parte din viață să o las pentru mine. Eu cred că fiecare are dreptul la viața lui personală. Știi? Repet, chiloții mei sunt chiloții mei. Chiloții lor sunt chiloții lor. Atât. Răzășliți desi. Vreau să te întreb despre cel mai special om din viața ta. Mama ta. Mama, absolut. Ea cum a reacționat? Ai trecut prin momente inimaginabil de grele. Probabil a suferit și ea alături de tine sau cu siguranță mai mult decât tine? Mai mult. Eu cred că mamele suferă mai mult decât copiii. Eu unele lucruri nu-mi pot ierta pentru faptul ce durere i-am provocat, dar ea este cel mai deosebit om din viața mea. Ea este un exemplu de femeie care a rămas singură cu doi copii.
în cumplită sărăcie, dar i-a crescut cu demnitate. Și fără bani, fără nimic, a reușit să ne dea și educația și, în general, drum în viață. Și eu cred că asta e exemplu de... Noi des vorbeam cu prietenii, mă rog, a fost o discuție despre monumente. Iată, eu în Republica Moldova chiar aș face un monument femeii. Pentru în Republica mama ta. Moldova. Nu e vorba despre mama. Eu cred că... Sau și în cinstea mamei tale și a tuturor. Da, pentru că hai să ne aducem aminte. La începutul anilor 2000, când ne-a lovit un val enorm de emigrație, da. El a fost, asta a fost un val feminin. Femeile și-au luat soarta în mâini, au plecat, au lăsat aici bărbații, copiii, părinții și au început să câștigi bani în străinătate. Și femeile au făcut Republica Moldova să ajungă pe locul 3 sau 2 în lume după remitențele, deci cei ce trimit înapoi acasă. Da. Ele au fost, deci femeile au fost primele care au spart acest coridor în Europa și în Federația Rusă și au salvat astfel țara, pentru că atunci asta a fost un fel de investiție în țară, numai că adusă cu mâinile femeilor. Și cu lacrimile copiilor rămași acasă. Absolut, absolut. Natalia, vreau să te întreb acum, inima ta iubește? Inima mea trece printr-o perioadă complicată. Eu aici o pun punct. Adică voi închide paranteza, e o perioadă complicată. Eu nici nu pot spune da, dar nici nu pot spune nu. It's complicated, știi? Da, într-o relație complicată. Da. Natalia, eu îți mulțumesc pentru discuție și pentru sinceritate. Ne revenim după o mică pauză de publicitate atunci când la noi va veni un om care, atunci când credea că are totul, viața i-a arătat că de fapt nu are nimic. L-am lângă mine pe Teodor Rădulescu. Teodor, te salut și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii. Bună ziua! Bună ziua. Vă mulțumesc! Da, vreau, am vorbit cu Natalia, probabil ai auzit despre aparență. Mereu ești pe sticlă. Ai acest zâmbet carismatic întotdeauna. Cum e viața după ce se sting luminile? Din păcate, nu sunt mereu la evenimente și asta mi-o impută toți colegii, inclusiv cei din presă. Te-am invitat, de ce n-ai venit? Deci, din păcate, ultimii 10 ani sau a fost o perioadă de vreo 2-3 ani în care n-am fost nicăieri, în general. Te-am văzut. Da, dar m-ați văzut la 3 care am fost, din 18 la care am fost invitat. Deci ies foarte rar. Ies foarte rar și mi s-a întâmplat într-o zi când am mers la un eveniment la niște colegi de la o televiziune care fac evenimente lunare, în care am intrat și în 3 minute am înțeles că trebuie să plec. Nu cunoșteam absolut pe nimeni. Am plecat din țară. S-a schimbat totul, dar asta totul... Asta vreau să zic, tu aveai o afacere, aveai mai mult, zic, o afacere de suflet. Show Ballet Teodor, care la acel moment era cel mai mare și cel mai cunoscut și cel mai frumos, care făcea show total. Da. Și la un moment dat tu ai zis că, uite, trebuie să închid această afacere, te epuizase prea tare. Nu, nu mă epuizasem deloc. Nu. Dar de ce ai decis? M-am îmbolnăvit și când... Nu știi sigur dacă ieși, nu ieși, faci curat în casă. Și am început să șterg pe poliță, să fac curat în cămară, să arunc tot ce lipsă, inclusiv să fac ordine în acte. Iar actele, o firmă, un SRL, e un act important care nu vreau să mi-l închid altcineva după mine. Și am ținut să fac eu aceste lucruri, că viața... Da, a fost așa un moment în care tu credeai că ai absolut totul de la viață. Niciodată nu m-am gândit la asta, niciodată. Că am totul și niciodată n-am avut ce mi-am dorit. Din totdeauna am tins spre mai mult, n-am avut the age of wish. Deci nu vedeam hotarul până unde îmi doresc să ajung sau ce aș dori să fac, pentru că eu am fost norocos din
practic din sport profesionist, am trecut în artă unde am fost luat teatru de buzunar, un spectacole de succes internațional, am umblat în toată lumea și am văzut lumea. După care a urmat Codreanca, alte lucruri unde am reușit cu dansul să mai merg prin lume, dar mai mult cu actoria, desigur cu teatrul. Și tu? Văzând ce se întâmplă în lume și cum trăiesc oamenii de nivel social, profesional, aș spune, la noi în țară, cum spuneți, nu avem concurență, teoretic nu aveam. Dar practic dar dacă era. Nu aveam această concurență în Olanda, în Franța sau în Statele Unite, trăiam un pic altfel. Deci nu mă gândeam astăzi unde mă duc mâine, să iau altă gazdă. Să... Teodor, tu ai aflat într-un moment dat că ești bolnav, că ai cancer. Da. Atunci, cum a venit boala? Cum a venit această veste în viața ta? Păi, inițial am auzit, n-am fost foarte atent, nu-mi venea să cred că și zic că mai merg mâine, mai fac niște investigații, mai merg săptămâna viitoare. Câți ani aveai atunci, când ai aflat? 38, 39, nici nu mă amintesc. 38 ani. Da. Și acea perioadă, în acea perioadă a existat depresie. Vorbisem cu Natalia despre depresia. Nu știu ce există înseamnă și la bărbați? Sincer, această stare de stres dusă la extrem, când pur și simplu te simți ca o oală sub presiune. Eu tot timpul mă simt așa. Tu tot timpul dar te nu simți de așa. Depresie, eu nu numesc depresie, ci grija mea de zi cu zi pentru viața de mâine. Pentru că nu sunt satisfăcut că mâine, dacă mă îmbolnăvesc iarăși, nu mai am pe ce mă trata. Eu când am mers să mă tratez în lume, n-am pus anunț pe Facebook, că nu era Facebook. N-am pus să pună colegii mână la mână și să... Ci am ai vândut tot ce am avut. Tratat pe cont propriu. Am vândut tot ce am avut. Tot ce ai avut. Da. Am luat bani foarte scumpi. Nu știu dacă știți ce înseamnă asta. Bani scumpi, când că acum banca nu-ți dă bani ieftini dacă nu ai ce să-i dai în schimb. Și am luat bani scumpi și am tratat. Și am venit, am peste câțiva ani când mi-am revenit și mă simțeam bine, am înțeles că nu mai am nimic și trebuie să iau de la început. Și acum... Dacă până atunci grijile mele și mă prăjeam pe tigaie și așa, îmi trăiam eu viața la maximum, foarte intensă, din dorința de a realiza lucruri și a face cât mai multe, pentru că nu mă pot opri, nu sunt satisfăcut să fac doar dans, ce știe lumea că fac, n-are nicio treabă cu ce, cu adevărat ce este în sufletul meu și ce îmi doresc eu să fac. În primul rând, teatru a fost dintotdeauna meseria mea de bază și ceea ce am absolvit. Și alte lucruri, îmi plac afacerile foarte mult. Da, în acea perioadă. Totuși a fost o perioadă mai grea, chiar dacă vrei acum să ne zici că mereu viața ta e așa, plină de stresul de, pentru a ziua a fost de cea mai liniștită perioadă din viața mea. M-am odihnit. A fost cea mai liniștită perioadă? Nu știam dacă ies până la urmă, că am făcut prima fază de tratament, am venit din Germania, am început să mă obișnuiesc cu noua mea postură de invalid de gradul 2 sau ce mi-au dat de exemplu, guvernul nostru mi-a dat pensie. De exemplu, Natalia, în perioada depresiei, tu te refugiai mâncând. În mâncare. Da. Nu, dar asta mâncând, da. Și eu asta fac acum. Dar nu e de depresie, nu știu cum să-i zic. Bine. E depresia asta când eu mă gândesc, mâine ce fac, de unde îmi plătesc chiria? Ai un business și eu atunci când ești în depresie, nu te mai gândești. Vorbim de țara noastră, de ești un politic, îmi pare bine să te cunosc. Nu apropo, sunt un politic, sunt jurnalist. Da, ziarist, da, care atacă și e tough guy. Nu, și prima oară am onoarea să te cunosc aici, dar știu că am auzit acum că ai o afacere. Da. Câți metri închiriezi? 179. Eu 1000. Acum, astăzi, după ce m-am relansat. Și la București încă vreo 200-300. Deci și mă gândesc în fiecare zi cum îi plătesc, cum plătesc salariile, cum plătesc Natalia, utilitățile. Îmi cer scuze, dar asta înseamnă stres. Asta nu e depresie, asta înseamnă stres. Dar acest stres este extrem de dăunător pentru sănătatea psihică. Nu pot vorbi nici cu mama. Liniștit. Hai mama, nu pot vorbi cu nimeni. Vin în fiecare zi singur și stau așa. Dar nu numesc stres. Asta este o problemă. Pentru că eu, altfel, dacă nu mă gândesc, mâine mă închid.
Dar eu trebuie să mă gândesc. Soluția care ar fi? Să plec, să merg, să mă duc, să zbor, să mă arunc, să explodez, să trag cu automată. Să te refugiezi undeva cu persoana iubită, undeva la o casă pe malul mării, să stai liniștit, să nu te gândești la ziua de mâine. Și mori de plictiseală. Aș vrea. Nu, eu nu mor de plictiseală. Sincer, mâine, dacă una trebuie să găsesc persoana iubită, doi, să-mi vând iar afacerile. Să merg la mare, să stau, pentru că în la mare nu-ți permit să mergi. Exact. Asta e visul meu, sincer. Vreau să mă pensionez cu persoana iubită undeva departe de griji, de probleme, de țară. Dar asta costă scump la ziua de azi, de ce trebuie? Scump. Da. Și tot ce fac și ce am făcut probabil și înainte să mă îmbolnăvesc, că nu era neapărat, dar o făceam pentru a mă pensiona, că sunt un om leneș. Dar lucrez 18 ore pe zi pentru a vrea să stau mai mult cu persoana iubită, poate reușesc să fac și copii. Deci asta e tot ce-mi doresc. Dar nu pot... Eu nu am putut niciodată. De ce nu te-ai însărat? De ce n-ai făcut copii? Și ce să le dau? Să mă gândesc mâine ei să simtă tot ce simt eu, pentru că eu nu mă mulțumesc cu ce am și nu vă... Niciodată. Nu există. E problema Nimeni ta. Nu poate să mă trateze de acest lucru. Și nu poate un om lângă mine sănătos să reziste intensitatea asta a trăirilor pe care le am eu. Poate găsești un lupta exact care trăiește exact. Mie îmi pare că noi avem cam același psihotip. Dar n-am găsit. Nu mi pare că noi avem cam același psihotip. Ce vrei să zici, Natalia? Nu, eu vreau să zic că eu chiar îl înțeleg pe Teodor. Chiar îl înțeleg. Dar e bine să nu continui așa. Pe urmă, după emisiune, discutăm. Da, medic, psiholog. Nu neapărat. Există diferite metode. Deci, deja fiecare își găsește propriul soluție. La tine dansul, presupun eu, îți permite să te descarci. Alții aleg meditația, cineva yoga, cineva pleacă. Cineva mâncarea, Natalia. Vreau să mai vorbim despre acea perioadă. Tu vrei să mă aduci aminte de perioada mea? Tu te-ai schimbat extrem de mult. Am văzut o fotografie cu tine în acea perioadă. Scuze că vulga așa secretele. Nu vrei să faci public. Vrei ca oamenii să o vadă? Da, eu cred că oamenii care mă vedeau atunci mă vedeau. Da, poți fi liber. Așa, contrastul e foarte mare. Poate atunci oamenii nu observase. Pentru tine cât de mult a contat? Cât de mult contează imaginea ta? Eu nu sunt obsedată de asta. Ești obsedată? Nu, absolut. Și tu lucrezi cu mine de lună și vezi asta. Eu nu sunt obsedată deloc. Eu întotdeauna spun că totuși, eu sper că emisiunea mea este privită pentru conținut, dar nu pentru formă. Și eu întotdeauna iar pledam pentru asta. Da, mie îmi place dimineața să mă trezesc, să am timp, să mă machiez, să mă îmbrac. N-am acest timp, de ce asta rapid se întâmplă. Okay. Foarte rapid. Ce avem noi acolo? Da, asta e exact un an și jumătate în urmă, da. Câte kilograme aveai aici? Nimeni nu mă crede, dar eu chiar nu m-am... Eu în perioada aceea mă temeam să mă cântăresc. Dar după hainele pe care eu pe toate le-am schimbat, le-am prefăcut, cred că vreo 15 kg erau. Eu m-am îngrășat cu vreo 15 kg. Dar asta a fost și hormonal, deci la mine a fost o problemă dublă. Stres plus hormoni. Hormoni. Da, te înțeleg, pentru că eu același lucru. Am rămas cu hormonii descoperiți. Și... Da, noi cei care am făcut tiroidă, dar probabil nu e secret că e o grămadă de lume în țara noastră, în special în Ucraina. Mulți spun că Cernobâl, nervi cu stres. Eu am fost sâmbătă în Cernobâl. Deja se poate. Deci fii atentă. Deci și tiroida suferă, prima. Deci rămâi fără tiroidă, bei pastile exact cu oamenii care au dereglări hormonale, beau aceleași pastile pe care eu le beau din lipsa acestui organ regulatoriu, cum spuneți voi în emisiuni. Da, care ne reglează nivelul hormonal și toți hormonii în organism. Deci, normal că eu sunt hiper tensionat, hiper excitat tot timpul, ușor... Știi ce vreau să te întreb, Teodor? Tu ți-ai dorit să ai o astfel de viață atât de alertă? Dacă ai putea să te schimbi, să ajungi acum să fii... Să ai 20 de ani, ai schimbat ceva? Vedeți, am spus asta, deci presupun că trebuie să repet. Nu-mi doresc nimic. Nu-mi doresc să mă cunoască cineva, renunț mâine la viață, la publicitate, să mi se șteargă memoria total, să mă văd în munții Brașovului, în munții Făgărașului, într-o viluță unde eu să curăț camerele, să o dau în chirie, să mi se facă, dar să știu sigur că e a mea, nu mi-o ia mâine cineva când nu am clienți, știi? În sens că să-mi petrec tot restul vieții acolo. Ce te oprește să faci asta acum? Sincer, asta fac. Vreau să adun bani, să o iau și să mă mut acolo. Să fac curat după chiriaș, să n-aud nimic, să nu văd nimic. Eu nu-mi place agitația. Mi-a plăcut teatrul foarte mult, dar am plecat din teatru când m-am concediat, tocmai din motivul că
te lovești cu capul de pod și la noi ești plafonat aici, nu poți să crești mai mult. Ajungi aici în vârf, băi, sunt vârful piramidei, sunt cel mai tare în parcare și nu te mai satisface, pentru că parcarea altora e, mai mare cât muntele Everest. Dar tu aici nu poți ajunge. Am înțeles bine, peste 10 ani venim la tine într-o exact. Vilă. Îngă munte, la mine la cabana Montana. Cabana, cum se numească? Ai găsit un munte. Știi, când vrem să... Când avem niște dorințe, e bine să le... Munți. Eu îți doresc peste 5 ani să ai asta. Peste 5 ani. Îți mulțumesc de toată inima. Asta îmi doresc. Mai mult de 5 nu mai rezist. Da, da, simt 5, că mor. 5 e suficient. 3 zile în urmă am spus unei prietene, simt... Toți mă trimit la medici să te mai controlez. Prima dată în ultimii 8 ani de după operație, simt că trebuie să merg să mă tratez, dacă nu, tensiune intercraniană. Pentru că îmi pleznește capul. În special în ultima lună. Deci, din păcate, asta e țara. Absolut. Așa trăiesc toți prietenii mei. Absolut. Tensiunea asta, ziua de mâine, au plecat. Majoritatea deja sunt acolo. Ori pleacă, ori își vândă facerile. Și sunt supărați. Bă, dar tu de ce stai acolo, prostule? Vin la mine, șofer, masior. Toți știu că eu sunt cel mai bun masior în sport, dintre sportivi. Eram genul și sunt profesionist. Masior lucrez cât-ți place. Deci cabană, dacă veți face acolo masaj. Antrenor de judo, antrenor dacă veți face acolo masaj, precis va avea succes. Da, păi așa am spus ei. Zic, antrenor de sport. Să fii un spa centru în munți. Tu îi ziceai că vrei să-l vezi peste 5 ani. Tu peste 5 ani, unde te vezi? Ce vrei să faci? Eu vreau să mă ved aici, Moldova. Eu vreau să mă văd într-o alt fel de Moldova. Eu vreau să-mi fac ceea ce îmi place cel mai mult. Mie îmi place jurnalism. Cu toate că mulți mă împing în politică. Nu știu, mie îmi pare că în politică trebuie devenit, dacă devenit, undeva peste, după 40, când deja ai și casă, și masă, și experiență, și mai multe. Teodor zicea la început că ești un politic, așa, o mică confuzie. Nu, te-ai vedea implicat un politic? În politică. Implicat, obișnuiți, da. Noi suntem obișnuiți. Da, te-ai vedea vreodată un politic? Ei să faci? Așa cum e astăzi politica în Republica Moldova, la sigur nu. Nu. Dar eu sunt optimist și eu știu că așa cum se face astăzi politica în Republica Moldova, asta este, asta are un termen de prescripție și el deja se apropie de sfârșit. Și asta eu simt cu toată pielea mea, intuiția, cu tot. Mie îmi pare că inclusiv ei asta înțeleg, de ce e și vine atâta agitație din partea lor și greșeli și absolut tot. Dar lăsând viața politică la o parte, viața ta personală, cum ți-o vezi peste 5 ani? Eu vreau la sigur să am un copil deja. Vrei un copil? Da, vreau un copil. Preferabil fată, dar deja cum vă dă Dumnezeu. Da, vreau să am un copil. Familie, copil, dar aici, acasă. Eu chiar nu vreau să încep viața de la zero în altă parte. Chiar dacă știu că voi avea posibilitatea să încep nu de la zero, dar de la un nivel mai înalt, eu știu, eu pot, eu am avut oferte. Eu vreau să trăiesc în Moldova. Mie îmi place aici. Mie îmi place să călătoresc, să am posibilitatea oricând să plec. Aici chiar e bine, din mai multe puncte de vedere. Sănătos, mâncare, ecologia, centrul Europei. Încă n-am pierdut noi autenticitatea asta care este foarte importantă. Și nu suntem noi chiar cei mai proști, cei mai răi. Dacă te uiți la moldovenii noștri din străinătate, cum s-au realizat, și te gândești că unii dintre ei chiar acceptă ideea de a reveni, eu cunosc mulți din ăștia, pentru că ei au câștigat deja bani acolo, au făcut afaceri, dar ceva le lipsește. Și eu cred că odată acest și odată... Acest pământ înseamnă totuși ceva pentru noi. Ne adunăm, facem o clacă și reușim. Dacă tot am vorbit astăzi despre depresie, stări de astea stresante, eu știu că o metodă foarte bine care funcționează și cu mine și probabil cu toată lumea este dansul, Teodor. Iar tu te-am invitat astăzi aici. După Teodor nu se vede. Mai este un dans. Atât de dans, da, în viață, dar oricum stresul rămâne. Eu credeam că doar pentru dans dansez cu cineva. Teodor, nu puteam să-mi invitam astăzi. Vrem să facem o provocare și să o înveți pe Natalia să danseze în ritmuri de bachata. Știu că îți bachata? Acest ritm. Pentru tine nu este dans. Eu cred că o să dea bine la da, public. Eu... Da, să vadă cât la știu să faci da, așa, da, Natalia. Înțeleg, dar, da. Natalia, ești dansant? Hai să știu. Vă zic, nu e dans. După părerea mea, eu nici m-am uitat în direcția aia. Deci e o chestie care poți să o dansezi cu o femeie pe care o iubești, cu o iubită, cu soția. Deci e extra, mega, intim. Și senzual. Și senzual, deci ca să intre în... Dar noi vrem să vedem și senzualitatea la emisiunea asta, Teodor. Da, cu un om pe care îl văd prima oară în viață. Da. Și faptul, apropo, că i-am zis un politic, eu chiar nu cred că un ziarist poate fi atât de acid, atât de...
rechin, păi tocmai de asta, atât de puternic dacă nu este implicat. În sens că sau eu mi-am pierdut speranța în oameni care își fac pur și simplu treaba. Păi de asta, toată lumea o vede femeia de fier. Poate femeia de fier să danseze și senzual, să fie senzuală, feminină, poate cu siguranță. Asta e foarte special, bachata. Da. E ca tangoul. Tangoul poți să înveți toată viața, nu te ajută la nimic. Dar nu-l faci cu un bărbat anume. Cu da, și nu în fața camerei. Stai. Oriunde. Teodor, ne ziceai de tango. Da. Eu zic colegilor să pregătească și un tango. Dacă tot ziceai. Păi da, că nu faci nimic cu tango, nu te ajută. Dacă n-ai repetat doar cu ea, cea cu care vei merge la petrecere, la dans, la munte, la... Deci tango e de o geometrie în doi. Uite așa cam și bachata, se face în doi. Dacă era un salsa, o le improvizezi cu oricine. Că deja distanța e mare. Bachata e piele la piele, salsa e aici, faci orice și cu un om străin. Bachata trebuie să fie al tău, să te lipești atât de aproape. Tango e o geometrie și o geografie și care e așa deja. Dacă tot ești aici, Teodor, trebuie să profităm la maxim de prezența ta. Tare, hai să dansa tu, tango. Pot, Natalia. Hai să o provocăm. Al treilea. Avem o măcar surpriză. Și horă. Un cântec foarte drag ție, Natalia, apropo. Vă invit să dansați. Melodia asta. Melodia, îți place tare da, mult această sigur. Melodie. Da, asta făcută e... la noi? Sigur. Asta este melodia care a devenit simbolul protestelor din această vară. Occupy Guguț, asta este imnul lor. Așa de cineva din artiști a făcut? Nu artiști, activiști civici. Din grupul Occupy Guguț. Mm-hmm. Băieți și fete foarte talentați. Da. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, Teodor. Nu mai dansăm, da? Gata. După emisiune o să continuăm după emisiune. Teodor, mai vii. Natalia, ție mulțumesc. Eu cred că astăzi politica e așa, voi începe. Bună seara. Păi da, a început cu salsa, a trecut în tango, după care în coră. Astăzi începem cu bachata. Vă mulțumesc pentru că te-ai deschis. Te-ai deschis sufletul mulțumesc. Și oamenii au văzut o altă Natalia Morari. Noi ne revedem mâine, atunci când veți cunoaște o istorie de viață incredibilă. A fost condamnată efectiv la moarte, cu un diagnostic crunt, cancer în stadiu terminal, dar ea a avut încredere că se va face bine. Iar mâine va veni aici să ne zică cum a reușit. Iar dacă și voi aveți o istorie de viață interesantă, scrieți-ne pe pagina noastră de Facebook. Iubește viața la TV8. La revedere!